Domnul Imbrea, merge instalația? Da. Pentru că... Vă rog să ne ridicăm în urmărarea și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii a funcției publice de prefect a județului Bacău, de către doamna Coșa Maricica Luminița. Semnează prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Hotărârea poartă numărul 651 din 9 septembrie 2019 și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea 1, numărul 739 din 10 septembrie. De asemenea, în cadrul acelei ședințe de guvern, s-a adoptat hotărâre privind încetarea exercitării cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii a funcției publice de subprefect a județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin.
Având în vedere prevederea articolului 397 litera A din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articol unic. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect a județului Bacău, de către domnul Ivancea Valentin. Semnează prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă, hotărârea are numărul 652, tot din 9 septembrie, publicată în Monitor Oficial al României, partea 1, același 739 din 10 septembrie. Acum privind numirile. Hotărâri privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Ivancea Valentin. Având în vedere prevederea articolului 394, aliniatul 2, litera D și aliniatul 3, ale articolului 397, litera A, ale articolului 505, aliniatul 5 și ale articolului 509, aliniatul 3 din ordonanța de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și în baza temeiului articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Ivancea Valentin exercită cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii funcția publică de prefect al județului Bacău. Semnează prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Hotărârea are numărul 656 din 9 septembrie și a fost publicată în același monitor oficial, partea 1, numărul 739 din 10 septembrie. Nu în ultimul rând, s-a adoptat hotărârea privind exercitarea cu caracter temporar prin detașare în condițiile legii a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Cătărleț Paul Claudiu. Având în vedere prevederea articolului 394, aliniatul 2, litera D și aliniatul 3, ale articolului 397, litera A, ale articolului 505, aliniatul 5 și aliniatul 6, ale articolului 509, aliniatul 3 din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ și în temeiul articolului 108 din Constituția României Republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1. Domnul Cătărleț Paul Claudiu exercită cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, funcția publică de subprefect al județului Bacău. Semnează prim-ministru Vasilica Viorica Dăncilă. Hotărârea poartă numărul 658 din 9 septembrie și a fost publicată în același monitor oficial al României, partea 1, numărul 739 din 10 septembrie. Acestea fiind spuse, o să încep cu dumneavoastră, prefect, vă numesc jurământul care vă citiți și să-l semnați cu mâna pe Biblie și pe Constituție. Vă rog să vă ridicați. Eu, Ivancea Valentin, numit în funcția publică de prefect al județului Bacău, prin hotărârea Guvernului numărul 656 din 2019, depun următorul jurământ de credință. În conformitate cu dispoziția articolului 251, alineatul 3, din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ, jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Felicitări, domnul prefect. Mulțumesc. De asemenea, vă rog și vă, domnul subprefect, Cătărleț, să depună jurământul. Eu, Cătărleț Paul Claudiu, numit în funcția publică de subprefect al județului Bacău, prin hotărârea Guvernului numărul 658 pe 2019, depun următorul jurământ de credință în conformitate cu dispozițiile articolului 251, aliniatul 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind codul administrativ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea
puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Bacău. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mulțumesc, vă rog să vă rog. Trecând și peste acest pas administrativ, am să-l rog pe domnul prefect, pe noul prefect al județului Bacău, să ne adreseze câteva cuvinte. Vă rog, domnul prefect. Vă mulțumesc, domnule director general. Dacă închideți dumneavoastră, am eu. Încerc să-l închid, dar nu pot. Silviu, trebuie să faci modificări. Vă mulțumesc, domnule director general, domnule primar, domnule vicepreședinte a Consiliului Județean, stimați invitați, dragi colegi, trebuie să recunosc că îmi va fi greu să mă obișnuiesc cu noua titulatură. Am avut atât de bine împământenită titulatura de subprefect în 2 ani și 7 luni, încât acum îmi va fi greu să mă obișnuiesc. Dar o voi face cu determinare. Încep prin a-mi aduce un cuvânt de mulțumire pentru încrederea acordată. Este o funcție care mă onorează pe de-o parte, dar pe de altă parte o privesc cu responsabilitate și nu ca pe un privilegiu. În același timp, este încununarea unei munci administrative aflată sub semnul a două ingrediente, responsabilitate și implicare. Fără aceste două ingrediente, nu putem spune că avem succes în administrație. Este ceea ce voi cere, voi solicita în calitate de prefect al județului Bacău, de la cei alături de care voi lucra în echipă pentru ca proiectele guvernamentale, investiționale, derulate de Guvernul României la nivelul județului Bacău, să prindă contur și să ajungă într-o fază de finalizare. Din alt punct de vedere, mă voi implica personal pentru derularea acestor proiecte, pe modelul grupului de lucru constituit pentru implementarea centurii Bacăului, în așa fel încât în derularea proiectelor să nu apară blocaje sau inerții administrative. În relația cu colegii din cadrul instituției prefectului, cât și în relația cu instituțiile publice deconcentrate, voi promova un sistem managerial modern bazat pe proceduri clare, obiective clare, cuantificabile ca măsurătoare, cu rezultate cuantificate ca și în atingerea acestora. Cred că doar așa putem să aducem eficientizarea în activitatea instituției prefectului, cât și în activitatea instituțiilor publice deconcentrate. Doar prin obiective asumate și de o parte și de cealaltă, cred că putem înlătura subiectivismul în activitatea noastră. Cred cu certitudine
că administrația publică se poate măsura din punct de vedere al calității actului administrativ. Depinde doar de noi cât de bine ne cunoaștem atribuțiile și cât de bine le îndeplinim. În altă ordine de idei, mi-aș dori ca instituțional să fim mai aproape de cetățeni, mai prietenoși, mai deschiși la problemele acestora și mai implicați în rezolvarea acestora. Nu aș vrea ca ceea ce înseamnă solicitările cetățenilor să fie pasate de la o instituție la alta. Ci aș vrea să ne gândim că noi suntem în slujba cetățeanului. Ca atare trebuie să ne comportăm corespunzător. Mulțumesc în final doamnei Maricica Coșa pentru colaborarea pe timpul exercitării mandatului de prefect și asigur și vă asigur pe toți că buna credință care m-a călăuzit în exercitarea mandatului de subprefect mă va călăuzi în continuare în exercitarea mandatului de prefect. Urez mai tânărului meu coleg mult succes și am încredere că are capacitatea necesară de a se implica în rezolvarea problematicii administrative din cadrul județului Bacău. N-aș vrea să închei altfel decât n-aș putea să vă spun că acum mi-a venit în minte. M-am gândit la lucrul ăsta. Un citat dintr-un înțelept grec în care spunea că cuvintele neurmate de fapte nu au nicio valoare. Ca atare, vă anunț că după încheierea ceremonialului investiturii conducerii instituției prefectului, tocmai ca să urmez cuvintele pe care le-am spus mai devreme, o să mă deplasez în teren pe trei lucrări importante la nivelul județului Bacău. DN11, Onești, Poiana Sărată, până la limita județului Covasna, podul de la Onești și DN2G, Bacău, Moinești. Vreau să vă mulțumesc tuturor celor prezenți, colegilor, prietenilor, cunoscuților, colaboratorilor că ați fost alături de mine astăzi și să vă asigur de întreaga mea disponibilitate și de asemenea să vă asigur că știu, funcția este trecătoare, doar valoarea umană rămâne. Vă mulțumesc! Curziune în istoria administrației publice. În momentul 24 ianuarie 1859, în România acelor timpuri, exista un termen de ispravnic de județ. Într-una din formele sale actuale, conform dicționarului explicativ al limbii române, înseamnă a îndeplini o misiune. Misiunea mea, sau mai bine spus, misiunea echipei Ivancea Cotârleț, este de a ne asigura că programul de guvernare a cabinetului Dăncilă este bine pus în practică la nivelul județului Bacău. Vorbesc despre programul de guvernare pentru că îl cunosc foarte bine.
Am pus umărul la implementarea acestuia atunci când am ocupat o onorantă poziție la nivel central. Este un program de guvernare bine structurat, iar rezultatele notabile ar trebui să fie cunoscute de către publicul larg. Consider că am ajuns în conducerea acestei instituții într-un moment greu. De ce spun că într-un moment greu? Pentru că nu este timp de adaptare. Urmează alegerile prezidențiale, anul viitor două scrutinuri electorale și noi trebuie să gestionăm eficient acest lucru. Pregătirea profesională, pregătirea academică și elanul tineresc mă fac să privesc cu încredere acest nou pas din viața mea și cu siguranță rezultatele vor fi conform așteptărilor. Totodată, vă asigur că în verificarea actelor administrative nu voi ține cont de culoarea politică, nu voi ține cont de amicițiile pe care le am, așa cum s-a întâmplat până de curând în această instituție. În încheiere, doresc să mulțumesc celor care m-au propus pe această funcție, vreau să mulțumesc celor care au dus la îndeplinire acest lucru, mulțumesc dumneavoastră celor prezenți aici și, bineînțeles, mulțumesc familiei mele. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule subprefect. Vă doresc și eu un mandat cât mai liniștit. Nu vreau să vă spun lungi sau scurt, că asta este improbă, dar este un mandat cât mai liniștit și cât mai fructuos alături de domnul prefect Pancea. Să știți că întotdeauna în cadrul instituțiilor prefectului sunt momente complicate și dificile, nu doar în momentul în care ați venit dumneavoastră. Mă ocup din 2005 de acest domeniu și vă spun cu certitudine, tot timpul instituția prefectului a fost vârful de lance a administrației județene. Profit de ocazie că este alături de noi și doamna Coșa și am să o invit să ne adreseze câteva cuvinte mulțumindu-i încă o dată pentru întreaga activitate a dumnei alături de prefectul Pancea la domnicea instituției prefectului Pacu. Vă rog, doamna Coșa. Mulțumesc frumos, domnule director, domnule prefect, onorată asistență. Mă bucur că cred că s-a lămurit astăzi un lucru pe care mulți nu-l credeau, acela al demisiei mele. Am fost întrebată în nenumărate rânduri dacă este adevărat că mi-am dat demisia. Da, mi-am dat demisia, am trimis-o ministerului, pentru că structura guvernamentală nu mai era aceeași. Am fost întrebată dacă am avut neînțelegeri cu subprefectul Ivancea. Trebuie să le lămuresc aici. Nu, nu am avut niciun fel de neînțelegere și de aceea profit de această ocazie să-i mulțumesc pentru întreaga colaborare, pentru completările pe care ne le-am adus unul altuia, sper eu, de-a lungul perioadei în care am colaborat. Nu sunt puțin, sunt 2 ani jumătate și spun eu că împreună am reușit să aducem o dinamică în cadrul instituției prefectului. Așa cum îl știu eu pe domnul Ivancea, sunt convinsă că va ține standardul sus, va fi în cizme atunci când trebuie și pe nacelă la incendii atunci când situația o va cere. Sunt lucruri trăite de mine, alături de dumnealui și alături de angajații mai. Pe această cale țin să mulțumesc colegilor din instituția prefectului pentru întreaga colaborare, susținere și pentru lucru pe care l-am făcut împreună pentru cetățenii județului Bacău. Țin să mulțumesc instituțiilor de forță și comandanților de arme pentru întreaga susținere și sprijinul acordat, poate de multe ori, nu neapărat instituției prefectului sau prefectului județului Bacău, ci doar Maricicăi Coșa, care era în cizme
la inundații și cu miniștrii în teren. Vă mulțumesc, dragi colegi. De asemenea, instituțiilor de concentrate, de la care trebuie să recunosc că în Colegiul Prefectural, prin situațiile care le prezentau, am avut de învățat și zic eu că mi-am îmbogățit cunoștințele cu ceea ce înseamnă instituțiile de concentrate și nu în ultimul rând, colegilor mei care m-au susținut în această funcție și au avut încredere în mine. Domnule prefect, vă urez mult succes și mi-aș permite eu să vă spun fără cizme. Mult succes! Mult succes tuturor! Puțin probabil! Puțin probabil! Mulțumesc, doamna Coșa! Am să rog și pe domnul primar să ne adreseze câteva cuvinte pentru ocazia că este alături de noi. Se pare că la mine funcționează tehnica, se înregistrează mai bine. Domnule director general, doamnă prefect, domnule prefect, stimate domnule subprefect, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, stimate doamne și stimați domnul senator și deputați, onorați conducători și conducători de instituții publice, stimați reprezentanți ai mediului privat și a instituțiilor publice aparate în coordonarea Guvernului României, dragi foști colegi din instituția prefectului, având în vedere evoluția mea administrativă începută undeva cu 19 ani în cadrul instituției prefectului, fără îndoială că totdeauna la investirea unui prefect și a unui subprefect sau a unui subprefect a județului Bacău voi veni cu cele mai mari emoții, poate cu emoții mai mari decât la propria investire, deoarece retrăiești momentele de început ale carierei. Și ție cel mai greu primul pas. După aceea, în serviciu public, ușor, ușor te obișnuiești și exact cum spuneau partenerii mei din cadrul instituției prefectului, doamna Coșa, doamna Ivancea, împreună trebuie să înveți să depășești situațiile limitate. Vreau în primul rând să-i mulțumesc doamnei prefect Coșa pentru eleganța și noblețea specifică unei doamne cu care a reușit să coordoneze activitatea instituției prefectului, de asemenea pentru parteneriatul oferit municipiului Bacău și sprijinul oferit cetățenilor. Pe de altă parte, sunt extrem de mândru și de bucuros de faptul că domnul Valentin Ivancea, îmi pot permite să spun prietenul meu, Valentin Ivancea, în momentul de față, este prefectul județului Bacău și vă pot asigura de faptul că, așa cum a spus, și ceea ce a spus dumnealui nu este doar o frază și un discurs oferit în general cetățenilor la momentul unei investiri. Vă pot garanta pentru faptul că este un individ extrem de tenace, extrem de determinat și ceea ce nu a menționat dumnealui, un domn fair play. Și asta este un lucru foarte important în toată ecuația politico-administrativă pe care o trăim în aceste zile și cred că o trăim de 30 de ani și tot nu învățăm foarte mult, dar ușor, ușor evoluăm. Pe de altă parte, vreau să vă spun că am trăit momentele de determinare cu experiența administrativă împreună cu domnul subprefect, pe atunci Valentin Ivancea, și vreau să vă dau un singur reper pentru a atesta acele momente și pentru a verifica date concrete ceea ce s-a întâmplat. Acea faimoasă criza gunoaielor pe care era să o trăiască în municipiul Bacău, doreau la momentul respectiv ca Bacăul să fie un fel de Napoli îngropat în gunoaie, dar împreună cu domnul subprefect Valentin Ivancea, alături de dumnealui, cu determinarea specifică, cu știința administrativă și cu corectitudinea și fair play-ul dumnealui, am reușit ca împreună pentru cetățenii municipiului Bacău să găsim cea mai bună soluție. Sunt foarte multe lucruri pe care ni le-am dorit să le schimbăm. Sunt foarte multe lucruri pe care ni le-am dorit să le facem într-un alt fel. Exact cum spunea domnul prefect, știința administrativă pe care să o aplicăm, un program managerial, bine determinat, bine orientat. Pe de altă parte, eu am să vin să vă spun că acest proiect administrativ pe care îl trăim toți, fiecare dintre noi. Și mă uit în această sală, suntem acea mână de oameni care, de-a lungul timpului, am condus județul Bacău, am reprezentat în Parlamentul României,
Am condus municipiul Bacău, sunteți oameni de administrație mai vechi și mai noi, cu experiență mai lungă, cu experiență mai scurtă, dar care veți fi până la urmă menționați în istoria acestei administrații ca oameni care au pus umărul timp de 30 de ani să lucreze în interesul cetățeanului. Și cred că, până la urmă, tot în Biblie vom regăsi esența și în cazul nostru, în cazul celor care ne aflăm în slujba cetățenilor, cred că dictonul ar trebui să fie unul singur. Să-ți iubești aproapele ca pe tine însăți, pentru că noi suntem cei care suntem în slujba oamenilor, dincolo de propria persoană. Am încredere că și domnul subprefect va face o echipă foarte bună. Am avut onoarea să lucrez pe domnul subprefect de-a lungul timpului, în diverse ipostaze. Și cred că tinerețea de care beneficiază nu este singurul său atu, dar tinerețea alături de determinarea și experiența administrativă pe care are domnul prefect Valentin Ivancea va crea un plus de valoare în serviciul public toți cetățenii, cel puțin ai municipiului Bacău, dar cu certitudine și de-a lungul județului Bacău. Pe de altă parte, doamna prefect, apropo de orarea dumneavoastră, știu că momentul cel mai crunt de activitatea oricărui prefect, subprefect sau primar, în momentul în care, într-un fel sau altul, te afli în situația de urgență. Din păcate, am trăit toți și am experimentat situații de urgență, foarte multe dintre ele cauzate de neglijența a generației întregi care s-au succedat și care nu au luat în calcul ceea ce trebuie să facă atunci, la timpul lor. De prea multe ori, instituția ale administrației publice, și nu mă refer la nimeni din această sală, dar de prea multe ori, instituția primară a fost tratată doar ca un beneficiu personal și nu ca un serviciu public în slujba cetățenilor, iar efectele inactivității sau proastei gestiuni de 30 de ani, la un moment dat se vor sparge. Conducta se va strica, drumul va crăpa, pădurea nu va mai putea ține pământul, pentru că am tăiat-o și atunci cei care ar fi trebuit de-a lungul timpului să ia măsuri, să protejeze, să aibă grijă de oameni și care de-a lungul timpului au uitat meseria și misiunea pentru care au fost investiți de către serviciul public și de către cetățeni, ne fac pe noi, cei care ne aflăm în această sală pe diverse funcții, să trebuiască, prin sudoare și prin obligația publică pe care o avem, să îndreptăm lucrurile, să aducem totul pe drumul cel bun. Stimate domnule prefect, stimate domnul subprefect, deosebit onorat pentru invitația dumneavoastră și pe deplin emoționat alături de foștii mei colegi din instituția prefectului, vă doresc mult succes în serviciu public și să vă ajute Dumnezeu pe amândoi să găsiți calea cea mai bună pentru a ne ajuta pe noi, cetățenii municipiului Bacău. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnul primar, pentru ceea ce v-ați întâlnit cu acest discurs cu spectru administrativ larg. Am să-l rog și pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, domnule prefect, domnule subprefect. Să fiu scurt, am o remarcă de făcut. Domnule prefect, să știți că sistemul audio este bun, numai că nu ține pas cu viteza dumneavoastră. Și sper că Consiliul Județean să țină pasul cu noua viteză cu care cred eu că va fi caracterizată instituția prefecturii odată ajuns în funcția de prefect, dumneavoastră și Paul, prietenul și colegul meu, în funcție de subprefect. Vă doresc să aveți aceeași putere de muncă, aceeași încredere în forțele proprii. Cu siguranță Consiliul Județean va colabora și va fi la fel de deschis ca și până acum. Și să dea bunul Dumnezeu ca tot ceea ce facem împreună să fie în beneficiul tuturor cetățenilor. Încă o dată felicitări și mult succes! Președinte, și eu doresc să vă mulțumesc, pentru că știu că așa este și doresc să mulțumesc și domnului primar și
și instituției primarului și domnului președinte al Consiliului Județean, chiar dacă astăzi nu este alături de noi și instituției Consiliului Județean, pentru că știu din activitatea instituției prefectului că există o colaborare extrem de bună de dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă spun că și la nivelul conducerii ministerului este foarte bine apreciat această colaborare, ceea ce se și vede. Vă mulțumesc, am învățat. Acum aș da cuvântul domnilor parlamentari prezenți și dacă din rândul invitațiilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul, v-aș ruga să o facem acum. Vă rog. Domnul director, domnul prefect, domnul subprefect, onorată asistență, încep și eu prin a vă mulțumi și a vă spune că suntem onorați colegii dumneavoastră, domnul prefect și domnul subprefect să fim astăzi la un eveniment cu multă emoție. Și emoția este totdeauna mare în astfel de ceremonii și pentru cei care cărora trebuie să le mulțumim pentru activitatea pe care o avut-o până astăzi și cei care sunt vin la cârma corabiei și corabie care trebuie să meargă poate la fel de bine, dacă nu mai bine, așa cum am mers până acum. Domnule prefect, îmi permit, domnule prefect Ivoace, îmi permit să apreciez și eu activitatea deosebită pe care ați avut-o în funcția de subprefect, la implementarea tuturor programelor pe care Guvernul României și administrația PSD-ului județ le-a început, sunt în derulare și care dorim să se termine cât mai repede și v-aș sugera să comunicați mai bine cetățenii orașului și al județului Bacău, în așa fel încât toate aceste proiecte, repet, începute în derulare, care trebuie să termine, unele așteaptă să începe, să fie cunoscute de toată lumea. Nouă ne place să spunem că Bacău este un șantier. Și eu cred că așa este și trebuie ca omul ăsta să fie cunoscut de toți. Felicitări pe dată și vă doresc mult succes în activitatea pe care o să aveți. Mulțumesc! Să vă ajută Dumnezeu! Bună ziua tuturor! Vreau să vă spun că stând lângă Cosmin Negula l-am urmărit cu foarte mare atenție și am avut senzația că mă aflu la o facultate de administrație publică locală prin care domnul primar Cosmin Negula ține un curs de administrație publică locală la nivelul unei conferințe a universității. Bravo, Cosmin! Într-adevăr, eu cred și dau un sfat pe calea asta că nu-i târziu să te apuci de lucrul ăsta. Pe de altă parte. Să-mi schimb carieră. Pe de altă parte. L-am cunoscut pe Valentin Ivancea când a venit cei doi lideri de partid și l-a propus ca subprefect al județului Bacău. Și la momentul respectiv m-au întrebat colegii mei ce părere am despre Valentin Ivancea. Zic, la momentul ăsta n-am nicio părere. Vă voi spune în timp. Amândoi s-au uitat la mine și au zis, cum adică? Așa cum spun acum, necunoscându-l, ce părere s-a dat. Acum îl cunosc, dragii noștri colaboratori. Chiar îl cunosc. Nu suficient pe mine. Dar bine. Și vă spun că o alegere extraordinară. Așa cum spunea cineva aici lângă mine, Cosmin, domnul vicepreședinte și alți colegi, are o tenacitate, are o dinamică, are cunoștințe de administrație publică locală, a dovedit. L-am simțit că este implicat, l-am simțit că poate și am să mai dezvolt ceva din discuțiile noastre și chiar Valin Vacea a reușit să facă ce eu n-am putut când eram vicepreședinte la Consiliul Județean. Vă mărturisesc că m-am zbătut destul de mult, dar teama, frica unor conducători și a unor subordonați din Consiliul Județean a făcut ca acest secol Consiliul Județean
să rămână la plecarea noastră din funcție într-un stadiu de avansată degradare. Iată că ce n-am putut conducerea veche a Consiliului de Țean, am putut Valerii Vancea și am promis atunci că îi voi da o șampanie, dacă reușește să schimbe fațada acestei instituții, aceste instituții monumente de cultură, cu o tradiție fantastică legată de ceea ce vorbim noi astăzi de aici, de administrație, de la 1886. Și vedeți dumneavoastră că am făcut diverse demersuri și inițiativele legislative, toate s-au lovit de Palatul Cotroceni ca de zid. Și nici la ora actuală nu reușim să trecem acest sediu din domeniul public al statului, în domeniul public al Consiliului Județean. Cu părere de rău, spun, și cu emoții în glas. Dar Valii a reușit să schimbe fața. Și trebuie să dau șampania mare. Te felicit încă o dată pentru acest lucru. Deja instituția prefectului, instituția Consiliului Județean, prin tine are altă față. Felicitările. Și țină tot așa, ai demonstrat că poți, că ai viziuni, că ai ambiții, ai tenacitate, ai tot ce trebuie să pui în mișcare această instituție. Și îți doresc succes. Paul, ai o mentoră extraordinară. Ești un tânăr de viitor, un tânăr pregătit, un tânăr carismatic, un tânăr într-o familie excepțională. Și ție îți doresc succes și multă baftă în activitatea asta nouă, atât de imprevizibilă și atât de, să spun, de solicitată. Mult succes echipei! Mulțumesc! Mulțumesc, domnul deputat. Acum, în sală, dacă sunt intervenții, dacă nu sunt, nici nu știu cum să închid, cu atâtea cuvinte frumoase și aproape că nu mai am nimic de completat, decât să le spun celor doi proaspăt numiți în cele două funcții de prefect și prefect al județului, să-și îndeplinească ceea ce le-am spus astăzi de aici, în fața dumneavoastră, să aibă un mandat fructuos, cât mai ușor, și să continui echipa frumoasă care există astăzi în județul dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc și reprezentanților românească care au fost astăzi de alături de noi. Vă doresc o zi bună în continuare și să avem un sfârșit de săptămână liniștit. Numai bine! Mulțumesc! Mulțumesc. Imediat.